Criza de la șantierul naval Mangalia. Mangalia. Am oameni acolo, reprezint oameni. Din păcate, acest șantier naval, care are 51% acțiuni în dreptul statului român, 49% acționariat olandez, olandezii însă au managementul acestui șantier, este devalizat ziua în amiaza mare, bucată cu bucată, activitate cu activitate. Ultima operațiune este curățarea de tot ce mai înseamnă resurse umane de calitate. Deci salariații șantierului naval în care statul român e acționar salariații sunt vânați, ofertați și luați și duși către o companie, către o companie cu acționaria 100% olandez. Este un jaf care se face în momentul de față. Cei 49% acționariat olandez din șantierul în care statul are 51% îți drenează forța de muncă calificată către forța o companie muncă, în care au 100% bani, exact, acționariat olandez. Da, au mutat contracte. Au introdus așa zisii co-makeri, adică vin niște firme cofăcători, vin niște firme altele din portofoliul lor, le bagă în curte și spun începând de astăzi nu mai facem vopsitoria cu proprii noștri lucrători, îi dăm afară, vine co-makerul să le facă, nu mai amplasăm schele la construcțiile de nave cu proprii noștri lucrători, îi dăm afară să vină co-makerul, sau nu mai facem galvanizare aici, ducem la firma, îi dăm oamenii afară, ducem la altă firmă, unde avem noi business-uri și interese. Statul român asistă cu o pasivitate incredibilă cum această companie este furată în fiecare zi. Atenție, dacă asistă cu pasivitate, are un interes sau e prost statul român? Asta e ultima întrebare, dacă poți în 30 de secunde să-mi spui părerea ta. Statul este un ansamblu de instituții. Discutăm de interesele personale ale unor indivizi, discutăm de corupție și discutăm de sisteme care nu funcționează până la urmă, în care sunt oameni care nu-și fac treaba. Că nu vor sau că sunt, că nu știu sau că pur și simplu sunt corupți.